Turiștii și localnicii din stațiunile de pe Valea Prahovei vor avea parte și în acest weekend de un regal cultural. Sâmbătă, la mare căutare, va fi muzica bună reprezentată prin recitaluri de excepție, atât la pian cât și la chitară. La Centrul Cultural Aurel Stroie din stațiunea Bușteni, Muzeul Național George Enescu prezintă, începând cu orele 18:30, spectacolul de arii și duete susținut de soprana Elena Stancu, tenorul Nicolae Simonov și pianista Ina Oncescu. Stagiunea muzicală la Bușteni continuă. Vom avea sâmbătă un recital deosebit. O pianistă foarte bună, Ina Oncescu, tenor, soprană, arii și duete din opere. Va fi chiar un recital frumos și ne vom bucura de prezența unui grup de 20 de persoane din partea Institutului Cultural Român. De asemenea, foarte mulți turiști aflați în stațiune probabil vor veni, la fel ca și publicul nostru constant, la toate aceste recitaluri de sâmbătă seara. În programul interpretat de cei trei muzicieni se vor regăsi lucrări de Vivaldi, Handel, Bach sau Mozart. Centrul Cultural din Bușteni a devenit deja un punct de reper al iubitorilor de frumos de pe Valea Prahovei, publicul onorând cu prezența aproape orice act artistic desfășurat aici. Este al patrulea an de când, împreună cu Muzeul Național George Enescu din București, organizăm stagiunea muzicală, care se desfășoară, după cum bine se știe, din martie până la sfârșitul anului. Iubitorii de muzică bună vor avea parte și în stațiunea Sinaia de o sâmbătă seară deosebită. Aici se va încheia cea de-a 16-a ediție a Festivalului Internațional de Chitară Clasică, eveniment pentru care au sosit la Sinaia artiști din 5 țări. Așadar, iubitorii de muzică bună sunt așteptați sâmbătă seară în sala de teatru a Centrului Internațional de Conferințe Casino Sinaia, unde intrarea va fi liberă.